Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dimineața, Cătălin Tolontan, bine ai venit în arena lui Cătălin Tolontan. Bună, salut! Cătălin, ne auzi? Da. Te auzim, te rog. Pe 16 octombrie în acest an, o familie din Iași, din comuna Prisăcani, județul Iași, a primit din Olanda știrea îngrozitoare a sinuciderii copilului lor de 23 de ani, Petru Azoiței se numea el, plecase în Olanda ca să lucreze și după aceea ajunsese, era neclar pentru cei din țară, în închisoare. Acolo, după 9 zile, s-a sinucis. Cazul este proaspăt și mai ales este extrem de inflamat pe forumurile de net. În principal, vorbesc despre forumurile dedicate românilor din diaspora, din Olanda și nu numai din Olanda. Cazul este foarte, foarte discutat și circulă foarte multe variante, multe dintre ele alimentând ideea că acest caz în care un om a fost sinucis, a fost sinucis într-o închisoare unde era din neglijența, sau măcar cu participarea neglijenței penitenciarului, face parte dintr-un cadru mai larg, și anume acela că românii sunt tratați de cetățeni de mâna a doua în Europa dacă se duc să muncească sau să trăiască acolo. Deci asta e varianta care circulă foarte, foarte puternic pe net. Colegul meu de la Libertatea, Laurențiu Ungureanu, a luat legătura cu familia lui Petru Azoiței, dar a vrut să a mers și mai departe și a discutat în repetate rânduri săptămâna trecută și astăzi publicăm articolul în Libertatea cu autoritățile olandeze, pentru a vedea dacă suspiciunile de neglijență sunt justificate. Familia susține, familia din România susține că el a avut multiple încercări de sinucidere în închisoarea din Leiden, acolo era închisoarea unde ajunsese, și că practic autoritățile nu au făcut nimic pentru a-i proteja viața. Ce am aflat oficial? Care este situația oficială? Foarte greu de găsit sau imposibil de găsit aceste date în aceste comentarii indignate care circulă pe net. Datele sunt așa. Petru Azoiței, 23 de ani, a ajuns în iulie în Olanda și de atunci a fost condamnat de două ori. O dată pentru o bătaie, unde a primit peste 10.000 de euro amendă, și a doua oară pentru furt. Pedeapsa pentru furt a fost o pedeapsă de 3 luni de închisoare, care, că, apropo, în Olanda pedepsele sunt destul de mici, pedeapsa medie în Olanda, practic, pentru toți oamenii care sunt închiși în Olanda este de 139 de zile, deci undeva, să spunem, la 4 luni de închisoare. El a primit 3 luni de închisoare, n-a existat niciun moment, spune atâta agenția instituțiilor de detenție, așa se numește în Olanda, practic autoritatea închisorilor, o instituția care este omologă autorității închisorilor de la noi, căci închisoarea ne-a spus că n-a existat niciun fel de încercare de sinucidere, deci nu e real ceea ce circulă pe internet, înainte de sinuciderea pe care a comis-o adevărat în propria celulă. Și colegul meu a întrebat pe bună dreptate, având în vedere că la noi există restricție mare pentru obiectele pe care deținuții le pot lua în celulă, de ce cureaua pe care l-a folosit-o nu i-a fost confiscată. Răspunsul a fost că o celulă în Olanda este considerată spațiul personal al deținuților. Deci o celulă este considerată spațiul personal al deținuților. Asta înseamnă, au explicat oficialii de acolo, că un deținut poate lua obiecte care uneori sunt potențial periculoase, de genul furculiță, un CD, chiar și cuțit, curea, cearceaf, toate astea sunt ale lui. Un satârul măcelarului de 24 de centimetri? Da, interesant, nu știam. Pur și simplu furnizăm cum stau lucrurile. Comentariile și interpretările sunt evident ale fiecăruia dintre oamenii care ascultă acum Vlad. De ce se întâmplă asta, spun olandezii? Pentru că, nu doar pentru că celula este spațiul deținutului, ci și pentru că reabilitarea deținuților este în responsabilitatea închisorilor și atunci ei doresc să creeze un mediu astfel încât să-l facă pe omul ăla să nu se simtă ostracizat, pedepsit, dincolo de faptul că este oricum privat de libertate potrivit deciziei judecătorești.
și că, au spus ei, în cele 9 zile, în timpul scurt în care el a stat acolo, fusese discutase un psiholog la intrarea în închisoare, nu prezentase niciun fel de probleme și a fost închis cum sunt închiși și toți ceilalți deținuți și a avut loc evenimentul, evenimentul tragic. Acum, noi ca jurnaliști nu suntem puși în primul rând să comentăm. E treaba noastră să aducem informațiile din cât de multe părți relevante e posibil și credem că am încercat și poate că am și reușit în acest caz să ducem lucrurile astea în fața oamenilor. De ce? Tocmai pentru că tragedia aceasta vine pe fondul dosarului român-olandez privitor la Schengen. Și asta se și invocă pe forumurile de net, că cazul ăsta e prezentat de o formă de, de presiune și de confirmare a disprețului care sunt tratați românii în, în Europa. Și credem că ceea ce poate înlocui până la urmă o tot spun, nu? Fiecare are dreptul la propria opinie, dar nu avem dreptul la propriile fapte. Faptele sunt aceleași pentru toți, cel puțin în societățile democratice, cum pretinde că este și România. Convine, nu convine, ceea ce facem, informațiile pe care le aducem oamenilor, ele astea sunt. De acum înainte, citind, dacă vor să se uită pe caz, oamenii vor analiza și vor concluziona ei singuri dacă a fost un abuz, dacă e normal ceea ce se întâmplă în Olanda, dacă astea sunt regulile și trebuie să te supui, rămâne concluzia fiecăruia dintre oameni. Mulțumesc mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenția în deșteptare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.